Proiectul privind dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale a fost selectat spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin intermediul unui comunicat de presă, Consiliul Județean Gorj a transmis faptul că valoarea proiectului este de peste 33,3 milioane de lei și implică achiziția de aparatură și materiale sanitare de ultimă generație menite să combată una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă unitățile sanitare. Printre acestea se numără sisteme de filtrare a aerului, roboți pentru dezinfecție, lămpi și dispozitive UV, unități pentru reprocesare automată a echipamentelor medicale și o stație de tratare apă și aer comprimat. Infecția nosocomială sau infecția intraspitalicească este acea infecție care nu este prezentă sau care nu se află în perioada de incubație în momentul în care pacientul s-a internat în spital și se supraadaugă bolii pentru care pacientul s-a internat. Serviciile medicale de calitate au reprezentat permanent o prioritate pentru Consiliul Județean Gorj, astfel că instituția și-a orientat eforturile pentru obținerea de finanțări consistente pentru realizarea investițiilor în sistemul sanitar din Gorj. Una din problemele curente ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu o reprezintă infecțiile nosocomiale, un pericol permanent pentru sănătatea pacienților. În acest context, județul Gorj a depus prefinanțare în data de 24 11 a 2022 proiectul dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Proiectul a fost selectat pentru finanțare prin PNRR, conform listei privind obiectivele de investiții aprobate pentru finanțare prin PNRR, elaborată la data de 3 martie 2023 de către Ministerul Sănătății. Valoarea totală a proiectului Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgujiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale este de 33.373.023 de lei.